Conform monitorizărilor ANAT, în ultimele 18 luni au proliferat pe piața online așa zisele site-uri de reduceri. Aceste site-uri promovează și comercializează, printre altele, oferte turistice. Prin urmare, societățile comerciale care dețin site-urile activează în industria turistică și o fac neprofesionist și ilegal, fără licență de turism și fără asigurare de insolvență. În acest sens, ANAT face următoarele precizări. Foarte multe oferte din aceste website-uri sunt mincinoase și intră în categoria spam, având în vedere că unii clienți nu solicită aceste oferte. În cele mai dese cazuri, dacă este vorba despre un bilet de avion, se comunică prețul fără taxe de aeroport sau de bagaje, sau apar afirmații gen reducere 70%, dar prețul este unul absolut normal și pe care îl găsești pe orice site de turism. Există unele site-uri care încasează pe servicii turistice suma integrală pe care o trimit mai apoi către o agenție de turism sau hotelier. Încasarea unor sume de bani pentru servicii turistice înainte de încheierea contractului cu turistul și fără a avea o asigurare de insolvență, pentru a asigura banii plătiți în avans de către turist în caz de insolvență, conform directivei europene, este ilegală. Faptul că ulterior turistul este trimis la o agenție de turism pentru a încheia cu aceasta un contract este irelevant. O a doua categorie de site-uri încasează o sumă de bani pe cupon sau voucher care, odată achiziționat, deschide drumul spre o anumită ofertă turistică a unei agenții de turism sau hotel, urmând ca plata și contractul să se facă ulterior cu unitatea respectivă. Acest lucru nu este altceva decât un comision încasat pe o vânzare și nici de cum o taxă de publicitate, așa cum se încearcă a se masca. ANAT consideră că ambele modalități de acțiune a acestor website-uri sunt ilegale, aducând grave prejudicii agențiilor de turism care lucrează cu licență de turism, conform legislației române, dar și clienților, turiștii români care nu beneficiază de niciun fel de protecție pentru serviciile turistice achiziționate. Sunt înșelați de cele mai multe ori și nu beneficiază de asigurarea de insolvență a celui care încasează banii. Din cele 186 de site-uri identificate de ANAT care practică acest tip de comerț, cele mai multe ofertează și comercializează produse turistice. Din statisticile apărute în ultima perioadă referitoare la anul 2011, peste 50% din vânzările acestora erau produse turistice.